Bună ziua, bun găsit la Negustorul de Idei, invitat astăzi domnul decan de la Facultatea de Agricultură a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, domnul profesor universitar dr. Ioan Rotar. Bună ziua, bine ați venit, domnule profesor! Bună ziua, bine v-am găsit! Am reușit să țin minte tot. Aveam oarește emoții. Da. Un titlu foarte lung, așa. Da, universitatea cu numele. Ne obișnuim cu toate, măcar da. În debut de an școlar, așa. Minte n-aș vine și debutul anului universitar. Domn profesor, despre ce să vorbim astăzi? Despre agricultură sau despre educație? Să vorbim despre amândouă. Că, sigur, despre divorțul lui Irinel și a Monica Columbeanu nu avem ce discuta. Nu, acum mai este unul, nu știu, trică. Mai este un milionar care divorțează, mai este încă ceva la ordinea zilei. Da, posibil. Dar cu siguranță nu știți. Nu știu, nici mă interesează. Nu știu. Zona asta care pare spectaculoasă și care, din nefericire, urmărită de foarte multă lume, este urmare a unor evoluții sociale, câteodată eu așa le numesc, le zic, monstruoase, pentru că dacă pozițiile acelor oameni care au acumulat o anumită bogăție, să zicem, câteodată nu știu dacă e bine să folosești bogăție, termenul de bogăție, fiindcă eu cred că bogăția este o însușire, o calitate, nu știu cum să o numesc, mai degrabă a unei familii decât a unui om și cred că se dobândește în timp. Are o conotație și aristocratică bogăția. Oarecum, așa o gândesc și eu. Da, și asta, averea mai degrabă, da, sara propria, care, nici asta, da, nici asta nu. Nu, asta e așa, niște evoluții conjuncturale. Cuvântul care caracterizează, cred, da, că sunt tunurile. Probabil. Au dat niște tunuri și, da. Asta e expresie ziaristică. Și s-au căpătuit. Da, dar noi râdem, dar nu-i de râs, pentru că eu am mai subliniat de câte ori și media câteodată și am fost taxat pentru asta și da, îmi susțin ideea că majoritatea, sigur nu toți, că sunt și oameni care și-au câștigat prin abilitate, prin muncă, prin minte, prin multe, probabil un cumul de calități, anumite valori materiale și anumite poziții sociale astăzi, dar majoritatea covârșitoare sunt cei care profită de împărțirea unei avere a nației noastre, care a fost creată pe parcursul a 50 de ani și de 20 de ani se împarte. De 20 de ani se împarte la cine vine. Am citit un lucru odată care m-a dărâmat, așa, m-a întristat, că era vorba de o depeșă a unei ambasade de undeva, nu știu dacă nu de la austrieci sau de la ceva țară din asta, din Europa de Vest, care spunea că foarte multe lucruri le pot câștiga aici, în România, simplu, făcând anumite atenții puternicilor care pot să decidă. Asta de pe Wikileaks? Nu, că dintr-o corespondență mai veche din timpul războiului, nu asta de acum al lui. Suntem tradițional, de fapt. Da, dar din timpul războiului spunea că foarte ușor ar putea obține la București în acest mod. Și probabil că s-au și obținut. Haideți să o luăm istoricește, că e cel mai simplu. Așa. Cum s-a întâmplat să deveniți agronom? Eu am devenit agronom așa. N-am vrut să nici nu m-am gândit în tinerețea mea să mă pregătesc sau să vin la agronomie, dar lucram, fiind cel mai mare din familie și prinzind o perioadă extrem de grea din țara noastră, imediat după al doilea război mondial, mi-am petrecut copilăria, prima parte a copilăriei care a fost minunată în perioada anilor 55-65, atunci când erau încă foarte multe lipsuri, sărăcie, pâinea pe cartel și așa mai departe. Deci, în perioada respectivă, lucram extrem de mult. Am prins perioada când s-a făcut colectivizarea și am prins, să zic așa, să lucrez și în gospodăria
familie care o aveam noi, iar după aceea am lucrat la o întreprindere agricolă de stat sau gostat, cum era cunoscut, din apropiere. Și acolo am cunoscut un inginer agronom care conducea întreprinderea respectivă și era un om foarte respectat, avea o poziție socială deosebită și era și un om care poate că avea și alte talente în afară de cele care îi permiteau să facă ceea ce făcea, fiindcă într-o pauză când noi serveam masa acolo ca zilier, cum lucram la Gostat, el mi-a spus, zice, domnule, dacă vrei să faci o facultate, să vii aici, că o să-ți aducă satisfacții foarte mari. Țin minte că avea un Fiat, o mașină, și nu conteneam, sau nu prea erau mașini, un Fiat 850 mic, cei care sunt mai înaintați în vârstă și, știu, o mașină era de foarte populară în vremea respectivă, rar cine avea mașină. De asta unde se întâmpla? În zona Tureni? Lângă... La Turda, la fost, Iaseu Mihai Viteazu, care întâmplarea a făcut ca după aceea să lucrez acolo. Iase puternic, da. După aceea acolo am lucrat mulți ani și am avut foarte mari satisfacții. Bun. Și v-ați dus direct la agronomie? Da, am venit la agronomie. Și... Asta când se întâmpla? Păi asta când am terminat liceul. În anii 70, după ce am terminat liceul, am venit la agronomie. Am intrat printre primii, am mai precisat treilea. Cum era? Era concurență mare? Cum era atunci? Am mai avut, știi că în viață de foarte multe teorii trebuie să ai și câte un pic de șansă, așa. Nu știu dacă a fost șanse sau ce a fost, dar noi am prins generațiile care astăzi, îmi place să folosesc expresia asta, bune, cu rele, conduc economia României, țara românească, a fost o generație care au prins încă sisteme școlare bune. Asta e un paradox pentru mine, ceea ce spun acum, fiindcă sistemele acestea de învățământ care funcționau în perioada anilor 70 până prin anii 80, așa, când eu mi-am încheiat partea mea de evoluție școlară, au fost sistemele clasice românești care erau încă neatinse. Erau profesorii de atunci, erau toți cei care erau formați înainte de război, erau oameni extraordinar de respectați. Aveam profesori care fusese redactor șef la reviste literare, la Turda fiind, toată lumea știe, cei care, mă rog, mai informați că multă parte din, să zicem, inteligenția clujeană se mutase acolo după cedarea Ardealului, deci era măsese din efervescența intelectuală. Profesor de mare anvergură, era ceva deosebit. Și după aceea, pe fondul acesta, deci unei școli deosebite la nivel mediu, și paradoxul unde e? Că am început cu paradoxul. Deci, comuniștii ăștia huliți mult, nu prea s-au băgat în școală. Au respectat profesorii, au respectat intelectualii, mai mult decât respectă politicienii de astăzi. Asta e foarte... Asta e un lucru la care mă gândesc foarte mult și e trist. Da, da, ați prins perioada de dezgheț. După 70. Da, am prins o perioadă minunată. După 70, da. Când... Dar eu n-am prins perioada. Deci eu nu știu lucrurile urâte, alea cu lagăre, cu din anii 5 am prins. Eu știu că au fost, am informații obținute prin lecturi, dar eu nu am cunoscut asta. Ce am cunoscut? Eu am cunoscut, de exemplu, când eram în liceu, când au fost reabilitați mari poeți. Țin minte cu câtă pasiune, putere interioară, dragoste, ne explica Blaga. Erau niște profesori minunati, iar spun acest lucru. Nu pot să nu o fac. Și un liceu extrem de performant, extrem de performant și de puternic, care e liceul Mihai Viteazu din Turda. În ideile mele, Transilvania noastră a avut câteva licee românești puternice. Încă se mai păsează la anumite niveluri, am constatat lucrul ăsta. A fost liceul acesta din Turda, Mihai Viteazu, aici la Cluj-Racoviță, la Andrei Mureșanu la Dej, Radu Negru la Făgăraș, Horia, Cloșca și Cristian Alba Iulia,
Samuel Vulcan la Oradea. Nu a fost. Și mai e unul nascat pe numele în Baia Mare. Nu au fost prea multe, dar au fost bune. Și ele au creat, și trebuie să nu greșim, să adăugăm la asta până la război și liceul din Blaj, care a dat foarte mulți mari intelectuali. Unii absolut superbi, care mi-am cunoscut. Da. Cum a fost studenția? Studenția a fost minunată, probabil într-o perioadă în care era o perioadă imediat după anii 70, când în România se trăia foarte bine. Nu știu dacă s-a mai trăit în România vreodată așa, cel puțin decât cunosc eu niciodată. Era tot ce vrei aici în Cluj. Păi știu că povesteau alții, că veneau italienii, veneau sârbii, ungurii, polonezii, cehii, cumpărau, se alimentau, da, se aprovizionau din România. Eu am avut așa, a doua oară spun în discuția noastră de astăzi, și șansă, cred, că am mai prins din Clujul acela vechi, cu miturile lui de oraș și în același timp intelectuale sau chiar studențești. Erau cofetăriile celebre, era aia de pe 30 decembrie de astăzi, Verdele. La Verde, era Tosca pe Doja. Acolo era în vitrină, se vedea, era o mașină de aia uriașă de care măcina cafea. Era un miros că simțeai de la nu știu câte sute de metri când te apropiai de acolo la Verdele, spre exemplu, servea cafea celebru și marele și dragul, să zic așa, profesorul nostru Daicovici, profesorul Daicovici. Da, am înțeles că avea și o stăbiciune pentru... Era o doamnă frumoasă. Doamna de la... Păi doamnele totdeauna sunt așa, doamnele... Și mai era Tosca. M-am pasionat apropo de doamne și tot o spun la mulți că, nu știu dacă știți că Lucian Blaga are o poezie care se numește Boca del Rio. Nu. Nu știți. E, Boca del Rio este o expresie în limba portugheză. Și înseamnă gura râului. Râului. Gura râului. A, Rio, da. Boca del Rio. Și eu știu asta, regret că nu mai am, nu știu ce am făcut cu cartea respectivă. Unul din prietenii apropiați al lui Blaga a fost doctorul Mihai Iubu, care era medic orelist aici, a murit într-un accident stupid 91-92, cam așa ceva. E, acest om a scris o carte despre Blaga, despre ceea ce eu, probabil să fie oameni care ascultând discuția să aibă această carte sau să știe de ea. Și acolo povestește doctorul Iubu că a murit într-o accident de circulație stupid. A intrat cu mașina într-un parapet, aici undeva pe la Huedi. Și povestește că ei mergeau obișnuit. Deci Iubu era un apropiat al lui Blaga, în așa măsură încât își petreceau împreună vacanțe, spre exemplu. Și aveau undeva o pensiune în gura râului. Nu știu dacă a fost vreodată. Nu e bine să mor din lumea asta, să nu vezi gura râului. Da, în ce județ? În județul Sibiu. E una din satele din celebra mărginimea Sibiului. Așa, mărginimea asta Sibiului... Cum parcă mi-aduc aminte ceva. Deci are multe sate acolo, unul mai frumoase decât alte. Acolo este, mărginimea Sibiului este o parte care creează în ideea mea o parte hotărătoare a matricii spirituale a nației noastre, a românilor. Acolo sunt români autentici ca fizionomie, ca mod de a fi, ca valoare, ca tot ce vrei. Și durează peste, dacă te duci peste, mergi un pic spre Făgăraș, înspre zona de unde era Paler, înspre zona aceea Făgărașului, unde niște sate superbe, și unde era, spunea Paler, despre celebra lor cărare care ducea în București, pe unde mergeau în București. Și pe unde a trecut și un mare român al nostru, Ardelean, e vorba de Rebreanu, condus de tatălui până acolo, vă spun, vedeți câte lucruri vă spun eu interesante, care acolo, când s-a despărțit de Rebreanu, care a trecut munții pe jos în România, fiind dat dezertor din armata Austro-Ungară. Tatălui, atât m-am gândit la expresia asta, așa de dragă mi-a fost totdeauna și m-am gândit
ce teribil conținut trebuie să aibă. Știți ce eu zis? Eu zis, să ajungi cât Colbuc de mare. Și în înțelesul meu... Cred că a ajuns un pic mai mare. În înțelesul, dar eu nu știu, nici nu e important asta, că a ajuns sau nu, dar în înțelesul meu... A ajuns la Academie, măcar. Ce s-a gândit el, tatăl lui Colbuc, care era un învățător, și mă gândesc mereu ce impact teribil trebuia să aibă Colbuc, să fi avut Colbuc asupra tuturor înaintașilor noștri români din acea perioadă din Transilvania. Încât el, învățătorul, să nu-și dorească ceva mai mult pentru copilul său, văzând, știindu-l că e talentat, că el publicase deja ăsta, decât să îi spună de merite. Acum ce le-ar spune dacă s-ar duce un elev eminent la studii la București și ar zice taică-s-o când ar trece, mă rog, când a zburat cu avionul peste Carpați? Să ajungi cât Gigi Becali, nu? Nu cred, dar nu m-am gândit la lucruri de genul ăsta. S-au schimbat sistemele de referințe, s-au schimbat taxa valorilor, nu mai... Nu știu dacă s-au schimbat valorile, nu prea se schimbă. Poeții, scriitorii, artiștii sunt muritori de foame acum. De exemplu, eu l-am admirat extraordinar de mult cât am fost aici în Cluj, pe mulți dintre mari intelectuali a Clujului și acum mă simt legat de ei și consider repere așa. Chestiunea este că depinde și cine dă tonul. Vedeți că am fost acum, că am și vorbit împreună la telefon când am fost în Austria, am stat la o pensiune și la pensiunea respectivă unde am stat acolo erau foarte multe canale de televiziune, evident. Și nici pe unul din canalele de televiziune nu era atâta lipsă de pudoare cum găsești la noi aproape pe toate televiziunile. Pentru că nu lasă prin lege, nu te lasă. Mi-a te închide. Ori asta, dacă media la noi în România e destul de subțire, de media, foarte mulți din cei care lucrează în media sunt oameni care, nu vreau să-i atac de partea mea gândul, dar mulți dintre ei sunt oameni care nu-s realizați în anumite domenii, care... Nu mulți, peste tot. Care refulați așa din anumite... Ziaristica este o profesiune a celei de-a doua șanse sau... Nu, asta am învățat-o în facultate, nu știam asta, în anii 70. Deci am rămas uimit, fiindcă am fost la un moment dat la o conferință de presă cu un neamț, cu un om din Germania, care am vrut să părăsesc conferința aia, după aceea am zis, mă, nu știu eu, ca românul mai lasă de la mine, am lăsat și eu, că ăla zice, domnule, zice... Foarte mulți ziariști în sala asta de sticlă a primăriei. Și zice, cetățeanul respectiv zice, domnule, eu am adus o plantă din Germania care vindecă cancerul. Ei, din vreo 30 de ziariști cât au fost acolo, toată lumea a luat-o de bună, l-au crezut. Și... Unul dintre ei m-a întrebat, zice, dom'le, dar dumneata, că m-a prezentat și pe mine, cine ziua, coștel, să-mi bag eu și așa, zice, dumneavoastră ați văzut acea plantă. Eu știam că nu este și că ăsta e un... Păi este, cum să nu? Nu a apărut știrea, că șopranul, e... cu excepția la leucemiei, pe teste științifică... Și zice... Mă întreabă pe mine ziaristul respectiv, zice, omule, mi-au stat văzut planta. Zic, dom'le, nu am văzut. Se referea la anghinarii, o plantă care noi aveam la agronomie în colecție din 1910, când s-a făcut colecția de plante medicinale, toată lumea știa. Da, sigur că bune, așa la ce-s bune, dar nu poți să faci generalizări de genul ăsta, că noi avem o plantă care vindecă cancerul, știți? Și atunci, când m-am dus de acolo, venind spre agronomie, tot timpul m-am gândit cum a putut să fie așa de subțire lumea de acolo, să nu înțeleagă, dom'le, nu este așa ceva. Vă dați seama, dacă ar fi o plantă pe ei, ar fi de aici până la Brașov, numai pe ea semănau. Le profesor, iar ei știu foarte puțin, foarte extrem de puțin despre foarte multe lucruri. Dar, pe de altă parte, nici nu poți să-i ceri unui ziarist să fie... Da, și vă dau dreptate, cam așa e. Dar eu am judecat din punctul meu de vedere. Da, uitați-vă la ziariștii de știri. Șofie. Acum transmit despre de la un divorț, nici nu aș fi să duc la parchet, transmit eu, de DNA. Pentru mine, eu am rămas uluit, zic, mă, cum?
Poate că eu am judecat de pe poziția mea. Nu, explicația era mult mai simplă, pentru că ziariștul își dorește să descopere senzaționalul și atunci este neatent, pentru că așa este setat. Așa este setat. Și atunci nici nu se gândește să stea să judece mai chirzuim, așezat. Mie mi-era rușine. Zic, mă, cum n-ai, asta poate să Bun, dar ăla, dacă era om serios, de ce s-a apucat să vândă Brașov la Cluj? Pentru că el a venit aici și eu o obținut. Unele instituții ale Cluj, nu vreau să le numesc, i-au acordat unele titluri deosebite. Se pare că... Dar el n-a spus-o la mișto. Nu, el mi-a dus și mie sămânța și după ce am insultat, el credea că, nu credea el că vindecă cancerul, dar credea că e o plantă deosebită și mai ales credea că noi habar n-avem de ea. Am înțeles. Dar să știți că astăzi a apărut o informație de e-mailing, ca de obicei, în care se arată că un extract din șofran, care nu știu cum se numește, are rezultate foarte bune în combaterea tuturor tipurilor de cancer, cu excepția celui de sânge. S-a făcut teste feșoare. Șofranul e foarte bine studiat și noi l-am avut în sortiment. S-a lucrat în ultima vreme, au apărut și în România, au fost firme care produc ulei din șofran. Și vreau să cultiv șofran. Și, da, nu. Și știți ce fac? Condiment. Da. Așa e. Ați cultivat șofran? Numai în sortiment. Deci noi avem un sortiment de plante care noi... Ce înseamnă un sortiment? Sortiment înseamnă acele plante care le cultiv numai pentru a le menține. Ca să le pot să demonstrez pe ale ceva. Că sunt, că... Da, aici la Cluj, la agronomie, avem noi, sunt da, sere da. În care se cresc... Nu, și în sere și afară, dar majoritatea sunt afară, în câmp. Unde sunt afară? Păi cât a fost șapca verde, le-am avut în șapca verde foarte mulți ani. Acum avem o parte din ele, sunt în grădina agrobotanică din incintă, iar cele care țin de cultura mare, de exemplu, sorile de grâu, sorile de ord, plantele oleaginoase. Păi acum vreo câțiva ani am avut niște probleme teribile cu cei de la Serviciul Român de Informații, că au venit la noi că cultivăm droguri. Noi aveam cânepa. Noi totdeauna am avut cânepa. Totdeauna noi am avut cânepa în sortiment. Ce să o arătăm? Păi eu venim profesorul de la fitotehnie, a fost chemat de acasă, să dea explicații, să nu știu ce. Până la urmă am înțeles oamenii că... Și o cultivați în continuare. În sortiment, nu putem să nu... Da, până la urmă, cânepa, drogul, pe care plantă crește? Că eu tot aveam impresia, după poze, că handurul acela mare, care... Da, ascultați-mă, eu am fost în Bărăgan de multe ori. Acolo erau pline toate drumurile de cânepă de asta. Nu. Vă spun eu ce nu este handurul. Nu. Deci nu? Vă spun eu ce deci, cânepa este o plantă unisexuat dioică, așa se numește științific. Ce înseamnă asta? Mă să traduc. Deci, înseamnă că organele de reproducere, florile, are două tipuri de flori. Are flori mascule și flori femele. Din punct de vedere al reproducției, plantele sunt parte în trei mari categorii. Plante unisexual monoice, dioice, cum e cânepa, și hermafrodite. Hermafroditele sunt cele care în aceeași floare au și partea feminină și partea masculină. Partea masculină reprezentată este stamine, etc. Și sunt unele care le au pe aceeași plan. Să avem porumbul. Porumbul are sus florile masculine. Masculină și jos unde face știuletele la capăt. La cei de la cânepa are pe indivizi diferiți. Hameius, pentru care lumea bea bere. Dar totdeauna partea asta care e mai valoroasă este pe zona feminină, nu-i pe aia masculină. Asta trebuie să dea de gândit. Și din punct de vedere filozofic, spre exemplu, florile de hameid se folosesc pentru bere. Sunt flori care provin de la plantele femele. Conurile de hameid de la plantele de femele se folosesc în industria bine. Noi vindeam aici la fabrica Ursus, care s-a desfințat,
Și mă mir că nu au ieșit ăștia clujenii să facă demonstrație aici, să apere că era un brand a Clujului, dar nu a făcut nimeni nimic. Nu de nimeni nimic. Deci noi dădem aici hamei foarte mult. E cânepa le are pe indivizi diferiți, ca și hameiul, și partea... Oamenii știau acest lucru. Dumneavoastră ați văzut în Baragan ce ați văzut. Ea are un miros specific. Da. Mirosul acesta specific este... face ca... și are foarte mulți peri. Da. Unii destul de rigizi. Și asta creează o oarecare... să zicem, disconfort pentru animalele care, să zicem, vine, animalul vrea să intre și l-a pus ca un fel de guard view al da, da. Culturii. Întrejmuia culturile. Și țăranii ardeleni, practic, au da. Și se mai punea la cultura de steclă ca să, ca la prima prașilă, pentru că nu germinau semințele era, la timp, să poată prășii. Culturi indicatoare. Punea. Da, dar aia li se spuneau halduri, așa îi țin minte din copilărie. Halduri sunt plantele mascule. Așa, da, despre acelea vorbim. Da. Dar asta ce spuneați cu aia... Și eu nu știam care e cânepa care se și scurioasă, evident. Halduri sunt plantele mascule. Așa. Din cauza aia erau mari, bun, fiindcă și, lumea punea puțin. Și care are droguri? Păi femelele, lăsa de oameni. Femelele? Da. O, ce eroare! Da. Nu mai aduc aminte. Dar și asta obișnuită are. Sigur, nu are așa de mult cum are... Deci culturi de cânepă, eu nu mai țin minte de prin anii, cred că din anii 60, 64, cred că n-am mai văzut cânepă. Ultima cultură de plante industriale din care se fac fibre era, sau fire textile, era inul. Inul s-a cultivat pe suprafețe foarte mare. În România, în perioada comuniștilor, s-au cultivat și cânepa destul de mult. Era, aveam topitorii de ini și cânepa. Unde aveați? Păi era, noi nu, agronomia avea țara. Și, de exemplu, noi aveam aici în zonă, era o topitorie la Beclean, foarte mare, de ini. Toată Transilvania aducea acolo ini, cantități uriașe de ini. Deci era foarte gândit sistemul. Era făcut, să folosim o expresie de astăzi, pe orizontal, adică erau foarte multe zone unde se cultiva și facea. Și acum va fi un redivivus la, după părerea mea, la plantele textile, fiindcă există o reîntoarcere înspre fibrele naturale. Asta da, și pentru că, iată, chinezii, lucru neașteptat, au ridicat foarte mult prețul bumbacului. Și au și anunțat că se vor... Da, dar e adevărat, însă sunt multe din zonele astea unde era utilă cânepa și inu, nu concura bumbacul. Eu mă mir mereu de ce nu se fac, de ce nu este vreun particular din asta care poate trei bani mulți, nu știu, dar care să facă ceva pe cânepă și in pentru zona de să zicem, confort și tradiție, oarecum. Avem partea care ține de industria aceasta turistică. Dacă te duci la hoteluri, acolo aproape rar se întâmplă să găsești un prosop care să poți să te ștergi când faci duș. Nu se scânte, că nu absorbe apa. Dacă ați văzut prosoapele făcute din in și din cânepă, ce absorb extraordinar. Nici nu se discută, nici nu se compara, nici nu. Dacă s-ar face așa ceva pentru pensiuni agroturistice, pentru... Dacă credeți că ar cumpăra? Ar trebui să aibă și o educație și consumatorul de servicii turistice. Cei care au educație și prețuiesc aceste lucruri, sunt austrieși, sunt francezi, sunt oameni speciali cu multă școală și cu bani mai puțini. Nu știu asta, și dar... Și majoritatea. Eu m-am întrebat pe cei care își fac agropensiuni. Toți vor să aibă patru confort de 4 stele, să aibă... Dar ăsta e confort mai mare dacă îl faci așa. Deci, nu, asta este diferit și ar trebui să coste mult mai mult. Ar trebui, da, dacă... Nu știu dacă ce va veni în viitor, dar ar fi zona asta de in și de cânepă, e o chestie interesantă care eu nu cred că nu se va refa. Nu cred.
Păi, măcar să nu se piardă ce s-a industria... făcut, că sunt răzile încă pline de țesături și de... Puține mai sunt. Pentru că te duci aici în satele astea transilvane, unde erau tradițiile deosebite, pustia ta, aproape toate, și oameni care până acum ei au dus agricultura socialistă, acum s-au sfârșit și majoritatea la peste 70-80 de ani și nu mai e cine. Mai sunt. Puțin mai sunt. Eu mă mir mereu că îi aud pe că să vezi ce slabă e pregătită lumea la noi aici. Deci, dom'le, ce, nu știu, scrie câte unul, peste 20 de ani românii nu mai pot plăti pensiile, că nu știu. Ce aberații vorbesc? Pentru că toți uită că pensionarii de astăzi sunt ăia mulți care lucrau la state înainte, la fabrici, la CAP-uri, toți sunt pensionari. Păi acum nu mai lucră nimeni, ce pensionari vor fi peste 20 de ani? De unde vor fi? Ăi din aia 3-4 milioane care sunt acum? Ce pensionar vor fi peste 20 de ani? Eu m-am gândit că spuneți că e aberație că peste 20 de ani, că mai devreme se va întâmpla, nu peste 20 de ani. Așa vorbesc, aiurea, că de bine, deci ăștia au făcut, ăștia au avut înainte, nu? Știau o serie de lucruri, veneau cu legat cu ceea ce discutam înainte, că era cultura aceasta noastră rurală, formidabilă, care a generat cam tot ceea ce avem noi valoros în România. Că o cultură urbană, noi nu putem vorbi de cultura o cultură. Rurală, satul e cel care a dat, păi a dat tot. Competențele de până acum. Asta vreți să spuneți. Nu numai competențe, ci cam tot ce avem. Deci, în materie de, să zicem, de civilizație, de... unele s-au degradat, dar unele mai sunt. Ieri am discutat cu cineva că mă surprinde mereu și nu știu unde s-a rupt firul, pentru că era formidabil firul acesta, că m-a deranjat, că am văzut ce afirmație au făcut francezii ăștia, că după meciul cu... Așa, cu, da. Bă, la, că dacă vrei să fii atent, să nu... că București egal cu Hoț sau așa ceva. Nu, la București a zis că este o pubelă. Așa, și cu Hoț, nu știu și, ce, să nu le cer, cerșitul este sportul național în România. Și cu furat, nu știu. Și pe mine m-a deranjat cerșitul ăsta, nu am eu, ce să zic, că nu, n-am avut aici, la noi nu fost cerșitor, mai câte un țigan sărac care mai venea, dar vreau să spun că în tradițiile astea era... Discutam ieri cu cineva după discuția asta și a francezilor. Eu n-am prea mare simpatie față de francez, care în accepția mea, chiar că acum voi fi dur pentru ceea ce ne-a făcut ei nouă, de la Napoleon încoace în istorie ei nu mai contat. Dacă te uiți de la Napoleon încoace, nu mai făcut nimic în istorie, toate războaiele le-au pierdut și așa e ușor să vii să caracterizezi, să arunci cu noroi înspre nu știu cine. Dar, revenind la cinste, onoare și corectitudine, mi-amintesc în copilărea noastră că ăștia români ăștia pe care ne hulesc francezii, când mergeam de acasă, cum era comunitatea în care trăiam eu, nu se închidea ușa, ci se punea mătura la ușă. Asta era un semn că stăpânul acelei gospodării nu e acasă. Dar nimeni nu a furat niciodată, nici nu s-auzea să fure. Asta a fost în anii 60, 65, 70. După aia lucrurile s-au prăbușit. De ce s-au prăbușit? Nu știu. Aici ar trebui adus sociologii să spună ei de ce s-au prăbușit. Sociologii fac sondaje de opinie. Da, ei ar trebui să știe, să spună, domnule. Că ieri am discutat cu ei. Deci, cum ar fi evoluat cultura rurală, de care ziceam eu înainte, dacă nu se întâmpla... Dacă nu ce? Dacă nu se întâmpla... Dacă nu era pervertită de civilizația urbană. Nu, de civilizația urbană. Eu cred că acolo sistemul ăla comunist a avut un rol în degradarea ei teribil, pentru că nu a lăsat-o să se dezvolte natural. Știți? Deci nu a lăsat-o foarte... Ce spuneți că dacă... Eluată... Deci, stați puțin atunci...
Deci, sistemul, în care n-a existat comunism. Sistemul comunist a venit și l-a luat forțat, ca și cum putem asemăna forțarea care a avut loc atunci cu forțarea care, da, sigur, într-o anumite limite, în care i-au dus pe cei din Basarabia, i-au dus în Siberia. Tot cam acolo. I-au luat pe cei din Turen sau nu știu unde și eu sunt Cluj. Eu luat pe cei din Vita. Da, a dezrădăcinat populațiile. Nu e dezrădăcinat. Și a distrus tradiția. A distrus tot. Deci el a fost dezbrăcat de cultura care o avea și a fost aruncat într-un alt mediu unde el a început să acționeze instinctele și el a trebuit să se apere, să-și asigure existența. Și atunci, printre modalitățile de a-și asigura existența, au fost și completatul, să nu zic furatul. De exemplu, luat de la CAP, nu era considerat furt. Ei, nu. Era? Nu era. În morală, în morala vecinului, dacă mă vedea pe mine că iau un sac de porumb de la CAP, nimeni nu zicea dintre vecini că eu am furat. Păi nici nu era furt, pentru că era proprietate comună și nu poți fura din proprietate. Da. Se încălca o regulă, în sensul că iau toți odată. Da, da. Dar nu poți să spui, ai furat acolo dacă treci cu proprietate. Acolo s-a rupt sistemul. Știți, acolo valorile s-au pervertit. În primii ani ce gospodăriile agricole colective erau la început gacuri, nu? Da. Așa, nu era mai onest sistemul cu... Păi era, că oamenii... În sensul că lucrau toți în comun și își împărțau tot, nu? Nu. Era mai onest pentru că oamenii încă veneau cu puterea teribilă care o aveau în spate a împlinirii prin muncă. Deci ei, generații și generații, eu știu că două lucruri, în două moduri se pot face evoluțiile sociale, prin muncă și prin carte. Din cauza asta, vedeți că peste tot se spune, du-te să înveți, să ai carte. Eu mă gândesc cu groază și încerc să-mi imaginez și mă apucă disperarea când mă gândesc la perioada în care oamenii care aveau, mai ales la țară, care aveau rostul lor așezați, da, nu burghezi, cum se ziceau, cheaburii. Cheaburii. Au fost ridicați și duși în pușcării. Corect, n-am prins, am auzit de ea, dar și li s-au confiscat averile. La oraș, la fel, mari sau industriași sau meșteșugarii, toți. Așa a fost, o tragedie. O nenorocire. Da, și aia, cheaburii aia, că da. asta completează ceea ce spuneam eu. Deci, evoluția lor de la, o anumită situație până la cheaburi, a fost o evoluție bazată pe valoare. Da, asta depun eu mărturie clar, cu oameni pe care i-am cunoscut și cu oameni care spuneau ăsta era cel mai harnic om din sat. Da, și sistemul care a venit după aceea l-a distrus și a zis, dom'le, nu mai evoluăm pe valoare. Că, vezi, și acum ce se încearcă cu legea asta, educație, care are foarte multe puncte bune, știi? Pentru că încearcă să facă cât de cât o ordine în haosul ăsta în care oricine și-a putut să-și... M-au putut face universitate, au putut să facă ce vrea. Universitate în sens de titlu, nu în sens de conținut. Și ce se face acolo? Un mare profesor de la București, de care am un mare respect și nu vreau să-i dau numele, care mă întâlnesc din neficire mai rar acum, îmi spunea că a fost invitat să predea la o universitate din asta privată. Și zice, am fost un semestru după care nu m-am mai dus, pentru că nu venea nimeni la școală. Și se trimiteau catalogele să treacă notele odată cu banii pe care îi primea. Și zice, după, am semnat la început, m-am dus, după care n-am mai mers, n-am refuzat să mai mers. Universitatea e acreditată, funcționează și asta. Și nu-i Sfidu Haret? Nu, alta. Da, nu vreau să dau nume, dar alta. Deci, drumul de acolo, de la acolo, atunci s-au distrus, pentru că, repet, oamenii au fost goliți de modul lor de a trăi și de a evolua. Deci, până atunci, criteriile după care se putea face o împlinire socială s-au schimbat.
Păi și acum nu este la fel. Acum e mai grav. Pentru că sunt copii care da. S-au străduit, au învățat și au luat masterate în România afară. Dar vă să spuneați că, domne, ce șanse are agricultura sau nu? Păi spuneți-mi mie vreo măsură care a luat vreun guvern din 90 până acum ca să sprijine copiii, să nu le zică țăranilor, locuitorilor de la sate, ca să pătrundă în școli bune. Una singură. Niciuna. Dar eu n-am spus că agricultura are o șansă. Eu am pornit de la un alt scenariu în care cred și din păcate se adeverește pe măsură ce trec anii, că este o criză infernală și suntem la început unei depresiuni și lucrurile se vor schimba dramatic, cu multă suferință, dar lumea se va întoarce la agricultură pentru că va fi determinată să se întoarcă. Va fi nevoită. Acum, deci, toată epoca asta în care consumăm îndraci și consumă individul, consumă corporațiile, consumă statele, toată lumea se dezvoltă pe niște bani virtuali care nici măcar în muncă n-au acoperire. Asta nu mă prea pricep eu, dar... Nu, eu, da, pe ideea simplă, eu pot să pe ideea simplă că lucrurile se vor schimba și că agricultura va fi foarte importantă pentru că lumea trebuie să mănânce de undeva. Că nu va mai avea bani să-și cumpere din Asia și din America Latină și tot felul de... Eu înțeleg agricultura ceva mai larg decât agricultura în sensul de producție de subsistență, alimente sau de cele care ne sunt necesare tuturor. Eu înțeleg agricultura într-o măsură destul de importantă, agricultura care vine ca un mod de viață. Și o să încerc să explic câteva lucruri. Mai întâi, eu nu sunt îngrijorat deloc și nu cred că cei care, mă rog, spun că, domnule, uite, acum avem o sesiune științifică în octombrie și am o lucrare cu care vizează tocmai modul cum crește populația și crește resursele. Și mi-am reușit să-mi procur o carte care o căutam de mult și care în 2093 a fost tradusă în limba română, a fost scrisă de un englez de mare prestigiu, Malthus, care pentru una dată celebră. Am găsit-o, am în limba română. Nici nu știu care se ediție în limba română. Și am făcut o lucrare, acum e publicată. Nu cred că se pune problema astăzi la tehnologiile care sunt să fie crize de alimente. Deci, problema de producție e extrem de simplă și se poate stăpâni. Încât poate să mănânce și 10 miliarde. Nu e o problemă asta. Vedeți, majoritatea roșilor și a castraveților care noi cumpărăm dacă luăm de la supermarketuri, sunt produși fără pământ. Sunt produși fie pe substrat, așa numită agricultură pe substrat. Dacă vă duceți în Spania, o să mergeți o zi mergi cu autocarul pe coasta Mediteranei, unde e plin de solarii, făcute pe stânci, care nici nu interesează pământul, nu vreau fie pământ. Sunt făcute pe stânci acolo, fiindcă acolo e soare aproape tot timpul. Plantele, lângă solarii, și în Turcia același lucru, lângă solarii sunt niște bazine uriașe, cam așa de cam cum ar fi o piscină mare. Acolo sunt soluțiile nutritive, cu tot ceea ce le trebuie la plante. De acolo vine prin conducte până când o sfârșește la nivelul fiecărei plante, exemplu de roșii sau de castraveți sau de ce mai vreți pe acolo. Și acolo picură pe, ea e crescută, imaginați-vă ca într-un nisip, ea crește substratul ăsta, ai perlit sau alte, e ca un nisip. El nu poate reține apă, pentru că nu-i sol, reține foarte puțin, se scurge prin el. Dar tot timpul e umed, fiindcă soluția circulă în continuu. Neputând reține și planta, neputând consuma tot ce primește, o parte din ea se scurge. Dedesubt e o tavă, se recolectează surplusul și se retrimite în bazin. Astea sunt roșiile care sunt pe supermarketuri astăzi.
cele tari care țin cătorul. Alea tari, că n-au niciun gust, sau ardeea aia teribil, care te uiți la ei, ai impresia că sunt mulaje. Adică ne hrănim prost. Deci în felul acesta noi se poate produce cât vrei, pentru că energie solară este, soarele darnic, ne dă căldură, că avem nevoie de apă, apă avem, fiindcă deținem de tehnici deocamdată de a face accesibilă apa, asta e o altă poveste. Pentru toată Grecia e irigată cu apă care se scoate de la 200 de metri. Din pânza, așa numită pânza de apă freatică de profunzime. Și dusă până la capătul parcelei. Se poate produce. Chestiunea este alta. Chestiunea este necesarul de a trăi a fiecăruia dintre noi. Adică nevoile. Nu. Deci, ca o persoană să poată trăi, fie că trăiește într-un bloc, fie că trăiește într-o casă, fie că trăiește în cel mai luxos palat din lumea asta, are nevoie, așa au socotit ecologii, de cel puțin 2 hectare de pământ. O persoană. 2 hectare de pământ. Da, din care o parte din suprafață este destinată producerii de oxigen care e necesar pentru respirație. Nu? Că suflăm toți. Dacă n-am avea oxigen, gata. O parte destinată pentru rezervele de apă. Toți trebuie să consumăm apă care să îndeplinească anumiți parametri. Nu? Că dacă consumăm apă impurificată, pentru ca apa să fie, apa se purifică astăzi în sisteme naturale. Adică, de unde avem noi apă Cluj? Păi din sistemele care ne rețin apa. Cine ne reține nouă apa? Pădurile și pășunile. Ele ne rețin apa. Da. După aia o cedează treptat și... De la Mărișelul. Nu avem apă de la... Da, sunt niște sisteme fizice teribil de complexe, de cele care rețin apa. Nici nu vă puteți imagina ce complexe sunt. Care merg până la minerale și la multe alte lucruri. O parte, deci pentru aceasta, o parte pentru producerea de alimente, o parte pentru producerea de haine și de ce avem nevoie ca să ne îmbrăcăm și așa mai departe. Și dacă până acum a contat într-o măsură importantă și nevoile de pentru construcții, de exemplu lemn, care se produce tot pe anumite suprafețe. Dacă construcțiile vor evolua încât nu mai avem nevoie de lemn, atunci poate că asta se scoate. Deci la ora asta majoritatea celor care se ocupă de gestiunea sistemelor naturale și agricole sunt de acord că pentru o persoană este nevoie de cel puțin 2 hectare de suprafață terestră. Ama cum vor evolua lucrurile în viitor? Și de aici trebuie să plecăm. Ecuația e simplă. Vedeți că dumneavoastră că tot timpul oamenii spun, zice, domnule, au crescut, că majoritatea le iau după ureche, așa, domnule, zice, au crescut populația, nu știu ce, sau nu mai sunt rezerve de alimente. Majoritatea sunt afirmații făcute așa, fără o bază științifică reală. Deci, din cauza asta s-au introdus termenii aceștia noi, vedeți, și în economie, și în agricultură, care e o parte a economiei. Să folosesc expresia noi am preluat-o din o serie de limbi din astea puternice internaționale care, unde s-au dezvoltat conceptele de altfel. În limba franceză sub denumirea de durabil și în limba din limba engleză care are cuvântul sustainability și noi am tradus-o sustenabil. Sustainability ăsta noi am preluat-o aici, în școala pe care eu o reprezint, am preluat mai mult termenul englez, care mi se pare mai apropiat de realitate, fiindcă determină o înțelegere a unor procese, pe când termenul francez mi se pare un termen care înseamnă, ce puțin în sunetul limbii noastre, mai mult ceva static. Pentru că zici că e durabil despre o clădire. Da, dar nu zici, gata, a făcut, nu e, nu e cumulativ. Dar nu zici că e durabil care... despre o cultură de porumb. Da. Nu spui despre un animal că e durabil.
Așa, revenind, agricultura este un mod de viață, ziceți? Agricultura e un mod de viață pentru că el poate să... Agricultura ca mod de viață înseamnă atitudine. Înseamnă o cultură adecvată, care înseamnă... Aceasta este extrem de complexă, care înseamnă cultura. Adică, cum te raportezi? Fiindcă agricultura înseamnă că vii în contact cu... Noi folosim o expresie așa consacrată și spunem factorii ecologici ai producției vegetale sau animale. Sau în unele cărți sau tratate se numesc factori de producție, adică cei care fac să crească iarba, să folosesc, să fiu mai poetic, sau să înflorească primăvara toată lumea aceasta. Deci factorii aceștia, vii în contact cu ei ca să faci ceva. O parte din ei controlezi, o parte nu. De aceea, de la începuturile ei, de la începutului, care nu se știe când a fost, să bănuie, lumea mereu s-a gândit cum să facă să controleze cât mai bine factorii care determină creșterea plantelor și animalelor. Și până acolo a ajuns cu tehnologiile. Cu tehnologiile, încât a reușit de a făcut teribilele OMG-uri, care e tot o încercare de dirijare în direcția creșterii, de care multă lume fuge și nu înțeleg. Nu crezut că o să spuneți de bombardarea de ploile. Nu sunt de asta. Dar mă întorc puțin la asta ca să vedeți seama ce teribilă e acea atitudine noastră față de lumea asta și față de agricultură și implicit față de factorii care determină agricultura. Care sunt factorii care determină agricultura? Păi, în primul rând sunt solul, apoi sunt cei care insolația, radiația solară, apoi precipitațiile, cantitatea de apă, apoi vânturile, și asta influențează într-un măsură importantă. Și alții de mai mică importanță, soiurile, speciile. Vedeți, armate de oameni se ocupă numai de creare de soi. Cum să faci să ai soiuri mai performante? Cum să faci să ai soiuri mai bune? Cum să... ce urmărești prin asta? Dar m-aș întoarce la o treabă care de foarte multe ani mă preocupă. Odată am fost la un congres de ecologie agricolă. Ecologia agricolă e o știință formidabil de frumoasă. Însă ca să poți să o înțelegi, mai ales să o predai și mai ales să mai faci și unele lucruri care duc înspre cercetarea științifică, trebuie să stăpânești extrem de bine toată zona agronomică, că altfel nu. Oarecum e o știință integratoare a disciplinelor agronomice. Adică trebuie să ai cunoștințe despre sol, trebuie să ai cunoștințe despre plante, trebuie să ai cunoștințe despre celelalte chestiuni generale care conduc, să zicem, înspre tehnici de cultură deosebită. Și acolo unul din oamenii la congresul ăsta a venit cu o buta de la început. Am luat-o așa ca buta, zic, uite ăsta, ce o trec prin minte și lui. Ce problemă a pus el? De ce s-au apucat la începutul începuturilor oamenii de cultură să cultive plantele, de agricultură? Pentru că, cum se știe, în evoluția societății umane, mai întâi oamenii au fost vânători și culegători. Adică culegeau arborele de pâine de pe fructul sau culegeau nuca de coco sau ce aveai nevoie pe acolo. Pentru că acolo au apărut prima... Toți antropologii sunt de acord că astăzi, că la Cornul Africii, în zona aceea unde e Marele Rift, acolo a apărut și unde mai vezi amare. Da. Nu știu dacă e dar să zice că e. Și la un moment dat, ce au zis? Dom'le, hai să ne apucăm să cultivăm anumite specii. Nimeni nu înțelege de ce s-au apucat de cultură, când era mult mai ușor să vânezi și să culegi. Chiar? Nu. Că noi trebuie ca să poți să dai răspuns la întrebarea asta, trebuie să se transpui în situația celor de atunci. Acum, dacă judecând de pozițiile de acum, ni se pare
extraordinar de simplu, nu? Păi sigur că grâu e mai... Dar nu era grâu, pentru că ei au luat o iarbă care au cultivat-o și au văzut că e mai bine așa decât... Dar iarba asta, ca să o cultive, că grâu este o iarbă, deci ca să o cultive, o trebuie să sape. Nu aveau cu ce, o să bea cu mâna, cu ce-o fi semat, nu? Nu era nimic, nu? O cultivat, o cultivat. De ce o cultivat? De ce au fost așa de judecați s-au apucat de cultură când n-aveau decât să în continuare schimbau, erau resursele aici, le consumau, după aceea se duceau mai departe, tot așa, până când se terminau, aprindeau pădurile, de ce nu. Și răspunsul care a fost? Care a fost? Că n-au fost cultura a început pentru că la un moment dat au fost generate prin modul de organizare, începuse, se înfiripase o organizare socială. Pentru că agricultura fără organizare socială nu merge. Și după ce s-a înfiripat această organizare socială, ei au constatat că ierburile acolo, semințe, le foloseau, aveau o creștere mult mai puternică în zonele unde erau dejecții de animale. Și, asta mi s-a părut chiar ieșită din comun, au domesticit animalele nu pentru lapte sau carne, fiindcă carne era la... Și pentru îngrășământul natural. Pentru că lapte era la discreție, au pur și simplu închis animalele, acolo animalele produceau dejecții, aveau nevoie de carne, pentru că ieșeau și... Mâncau vânatul care... Era mai... cât vrei. Atunci era care pe care. Deci oamenii erau o specie ca o și care alta. Așa trebuie să ne imaginăm. Ca și leu, ca bine, bineînțeles, nu în sensul agresivității sau a capacității de luptă sau... Dar și în acest sens, în sensul cel puțin a capacității de luptă, gândind de posibilitatea de a judeca mai mult. Chiar dacă nu a judecat, a compensat forța. Ce s-a dovedit și în evoluție după aceea. Da, deci revenind la agricultura ca și cultură, deci asta ar fi numai o parte referitoare la, la zona de, să zicem, o conducere și o raportare la factorii care determină partea aceasta a creșterii. Apoi alta ar fi, care mi se pare foarte importantă, mai ales în ziua de astăzi, când se pune extrem de mult problema gestionării și a raportului nostru cu partea de ceea ce numim astăzi mediu. Vedeți, dacă agricultura vine în tangență cu apa, atunci sigur că apa folosită în agricultură, pe de o parte, este o parte din acea puțină apă care circulă și, pe de alta, este și influențată puternic de toate tehnologiile care sunt. Nu? Apoi, mai departe, nu mai vorbesc și mă gândesc așa de foarte multe ori la modul cum tratăm partea ca includere a sistemelor de producție agricole în marile circuite a biosferei. Pentru că, vedeți, noi ce facem prin agricultură? Noi am produs pâinea, care este urmarea grâului și așa mai departe, niciun amănunte, că toată lumea știe. Dar, dacă judecăm la esențe, noi prin grâu am fixat energie, nu? Deci, cultura de grâu este o modalitate de a fixa energie. Energie care după aceea consumăm și facem ceea ce trebuie să facem. Adică ne dă putere să gândim, să lucrăm, să ne deplasăm, să facem sport sau tot ce vrem. E, cum implică asta și ce implică? Ce înseamnă intervenția? Vedeți că de aici mergem spre dezvoltarea aceasta formidabilă și zic că lumea înțelege puține. Deci, care sunt căile? Păi, dacă o luăm spre creștere, avem sistemul de agricultură care vă spuneam înainte, care se bazează în totalitate pe chimic. Deci aduc elementul, pun în soluție, planta îl consumă și produce.
Dar asta nu ține de... Este o deraiere de la sistemul, de la sistemul care ar implica marile circuite. Pentru că marile, natural. Pentru că marile circuite înseamnă, spre exemplu, să transform mereu un element dintr-o formă în alta. Adică, de exemplu, să duci azotul din forme organice în forme anorganice, spre exemplu. Nu? Să faci creșterea procurând acele macroelemente din mineralizare, adică din transformarea materiei organice în materie anorganică. Asta e partea care se dezvoltă acum și care merge spre ceea ce am numit și discutam sustenabilitatea asta. Adică să nu vii cu, să nu aduci azot fabricat la Azomureș. Pentru că ăla nu e pe zona sustenabilă, ăla e pe zona industrială. De aceea și agricultura se numește agricultură de tip industrial. Și de aceea eu spuneam în intervenția mea că e o chestiune de atitudine. Știți? Dar eu când am făcut acea intervenție și am completat sistemul, rămân acolo, că poate că vorbesc prea tehnic, înspre l-am completat cu macroelementele astea care le-am fixat industrial, ele intervin în sistem oarecum artificial. Și prea puține dintre aspectele care duc la întâlnirea cu omul de rând sunt vizibile sau sesizabile de către el. Spre exemplu, măr. Acum vine toamna. Mergeți și luați de curiozitate. Mere, nu, de unde? De prin marile magazine. Și să vedeți că sunt mere care, dacă le strângi așa în mână, simți cum intră degetul prin ele. Alea sunt mere care au fost ăsta nu. Ăsta nu, că se vede că ori au avut gheață, ori au fost... Da, în mod cert, un astfel de măr care e lovit, care nu-i frumos. Nu, ăsta nu, e nu, nu-i în mod. Nu. Ăsta a fost, uite, acel, a fost păduchele, cum l-a înțepat păduchele. Se vede, vede? Aia înțepătură de păduche? Da, păduchele pe el aici. Înseamnă că nu odată ea în... Aici se poate să fie lovit. Că nu-i rapă, nu-i boală. Da. Așa, și cele care nu sunt așa, deci ca mărul ăsta. Nu, deci cele care nu sunt așa, deci când îl prinzi mărul așa, o să vedeți că intră mâna în el. Înseamnă că acea cultură a primit extrem de multe îngrășăminte pe bază de azot industrial și s-a produs o creștere dezarticulată, o creștere nesănătoasă, care și face ca să se întâmple, noi spunem în agronomie, îi spunem căderea pulpei. Adică pulpa mărului a căzut, s-a plăuștit, n-a fost sănătoasă. La morcov se întâmplă că sunt morcov mult țărani sau... Mi s-a întâmplat de multe ori să mă întrebe de ce în decembrie morcovilor erau ca o pastă în pivniță să se dus. Cu precizie, nici nu trebuie să le dau decât să le răspund printr-o întrebare. Cât azot ai dat, întreba. Am dat de un profesor, că mi-au dus feciorul un sac, nu știu unde. Bravo. Deci, revenind la... Deci, asta ar însemna partea care vizează intervențiile acestea și diferențierile care se fac, de aici pleacă. Deci noi, de exemplu, vedeți acum toate sistemele astea noi de agricultură care se dezvoltă, agricultura organică, spre exemplu. Agricultura organică înseamnă să găsești modalități de a interveni. Nu să nu intervii, dar să intervii pe principiile care țin de reintroducerea anumitor energii stocate sub diferite forme. Cum ar fi materie organică, de exemplu, gunoiul cei, materie organică. Da? Orice organic. Eu la livadă, spre exemplu, folosesc acele resturi de ramuri care provin primăvara de la curățirea livedei, care tocate, puse lângă pom, se putrezesc și reintroduc în
iarba cosită și pusă sub măr, se putrezește, reintroduce și așa mai departe. Deci un mod, să zicem, sustenabil de a... Domn profesor, am depășit? A trecut o oră, nu am depășit. Vă spun că următoarea emisiune va fi înregistrată, dacă ne primiți. Da. Acolo la livada dumneavoastră, ca să ne demonstrați pe viu. Păi facem. Facem. Acum, când ajung merele? Aia însemna spre sfârșitul... La jumătate de octombrie. Poate și mai devreme. Sfârșitul septembrie, începutul octombrie. Cam peste o lună. Cam peste o lună. Da. Putem face. Deci asta e o treabă extraordinară dacă... Eu făceam griji despre ce o să vorbim. Un lucru mai am de spus, că, da. ca să-mi îngat ideea asta. Deci e legat de că am spus că înseamnă o atitudine și o cultură. Oamenii când le spui de cultură, toată lumea când le spui de cultură, se gândește, băi, câte cărți ai citit, ceea ce e o parte a culturii, nu neg faptul ăsta și poate foarte important. Dar foarte puțină lume se gândește că tot de cultură ține faptul că bade un își curăță curtea și merge după aia și aruncă în apă mizerile care le-au adunat, că cizmele de cauciuc care s-au putrezit le aruncă în apă, că sticlele le aruncă în apă, că alte resturi organice din gospodărie le dă foc. Și dându-le foc și orășenește. Uitați-vă primăvara, cum miroase primăvara pe aici, prin Cluj. De ce? Pentru că aprind ce-o curățat în livadă, resturi de plante. Ce se întâmplă cu ăla? Deci el, ce-o făcut? El în loc să introducă carbonul, care ce arde? Carbonul arde. Toată viața, sistemul de viață terestru este sistem pe bază de carbon. Noi, toată lumea asta e pe bază de carbon, lumea vie. El ce face? El arde carbonul și îl trimite în atmosferă. Îl face gaz cu efect de seră. În loc să-l bage în pământ. Tot timpul le spune, băi, iubiților, nu mai dați foc, mă. Păi, zice, rog, niște paie. Păi, ce dacă nu le-ai pus lângă pom, că se putrezesc. Că putrezesc și în loc să cumpere azotat de la Târgu Mureș, mai bine pune fânul, paile și alea acolo și ai făcut îngreșământ. Deci de-aia e o chestie de cultură. Și de atitudine. Să chiar faceți așa? Așa fac. Puteți să vedeți dacă veniți. Să vedeți cum am adunat lemnele, le-am pus. Dacă am avut o denivelare, să o groapă, când am curățat pomii, am luat asta, am luat de pomii ramurile, le-am tăiat și am umplut groapa. O venit cineva, că mai tot vin pe la mine, pe acolo tot fel de oameni, unii mai pricepuți, alții mai puțin pricepuți. Și unul a văzut, care avea o informație diferită. Zice, de ce le-ai pus? Trebuie să recunosc că la ceea ce a văzut el nu m-am gândit. Zice, la ce crede? Zice, la reținerea, pentru apă ai pus. Da. Dar nu pentru apă. Da, și pentru aia e bun. E formidabil pentru aia. Da. Pentru că reține apă și nu mai vine apă pe casă, pe tine, pe... Dar nu m-am gândit la aia. Să vedeți că sunt zone unde am pus de ani de zile, curăț, poc. Acum mi-am cumpărat o mașină, că vorbesc de chestiuni personale, pentru tocat, fiindcă mă gândesc mereu la centralele cu... Nu cu rumecuș, centralele cu biomasă, care folosesc tot ce e organic. Centrale cu biomasă, în care se pot introduce resturile de la livadă, se pot introduce... Tot ce nu pot să fie un lemn numai cât un chibrit că, pentru biomasă. Am văzut la cineva funcționând aici în Cluj, la o căsoc uriaș și mi-a spus că are independență la el 24 de ore, la folosea așa de 1-2 cm grosime. Am o crenguție și de asta. Bun, ne oprim așa, că am depășit. Ne oprim. Și o mie de mulțumiri.